Condiții inumane într-un spital din Craiova. Copiii bolnavi dorm printre gândaci, înveliți în pături vechi de peste 30 de ani. Aceasta reclamă părinții care au ajuns cu micuților în saloanele secției de pediatrie a spitalului numărul 1 de urgență Craiova. Revoltați peste măsură, oamenii și-au vărsat năduful pe internet. Cum este posibil să existe într-un spital de urgență asemenea condiții? Femei mușcate de fel și fel de gângănii, un miros insuportabil în saloane, fără un frigider să îți pui mâncarea, fără un dulap să-ți pui hainele, fără, a scris Ionuț pe Facebook. Bărbatul a postat și o imagine cu o mamă chircită de oboseală și durere într-un pat cu grilaje de fier. Spitalul în care mișună gândacii este subiectul mai multor postări pe rețelele de socializare. O femeie susține că a fost nevoită să-și interneze fetița acolo vara trecută, dar a ieșit după 3 zile pe semnătură din cauza condițiilor mizere. Când afară erau 38 de grade, trebuia să ne descurcăm cu o singură baie pe tot holul, fără tubul cu spray împotriva insectelor, nu ai ce căuta acolo, s-a plâns mama cu pricina. Conducerea spitalului susține însă că secțiile de pediatrie au fost renovate și pune la îndoială veridicitatea imaginilor. Orice film și orice poză care apare, nu pot să o... Eu practic, mirarea mea este de ce pacientul sau aparținătorul sau care a fost, de ce nu a venit direct să spună: domnul doctor, manager sau oricine, uitați, haideți să... Este inadmisibil, dacă este într-adevăr în spitalul nostru, să fie așa ceva în orice secție, nu contează că este pediatrie sau altă secție. În acest moment este o anchetă în desfășurare, împreună cu cei de la Direcția de Sănătate Publică. Eu nu am știut absolut nimic. În ultima perioadă, la conducerea spitalului s-au perindat mai mulți directori și niciunul nu pare să fie observat insectele și jegul din saloanele în care sunt tratați copiii.